Candidatul ALDE la conducerea primăriei Suceava, Alexandru Băișanu, a stat de vorbă în weekend cu sucevenii din zona Mărășești, Arenci și Centru. Deputatul Alexandru Băișanu le-a ascultat sucevenilor problemele. Gândiți-vă că în acest parculeț, în acest spațiu de joacă, vine George Enescu, Zamca toată, până la baie, George Enescu până la baia comunală, deci Mărășeștiu, toți aici că altul spațiu nu mai este. Da, că nu deci este, dacă veniți într-o zi de lucru, ca zicem așa, luni la amiază, marți la mea, să nu fie cu ploaie, să fie o zi cu soare. Deci la ora 11, cel puțin, și până la ora 7, când 8 seara. Când ești ăștia mici, da. N-ai, ești, să trântești cu un altul, deci e ca albinii la ordiniș. Bucățica asta de trotuar aici, dacă nu e călcată zilnic, de peste 1000 de oameni, fără exagerare. Deci nu trec prin fața primăriei. Cât trec pe aici? Au făcut aici canalizare, au făcut-o. Și baia o am în partea aia. Să vedeți numai canalul e căzut în jos, a venit și a pus două pietre așa. L-a stupat și la revedere. Și așa este. Și, când, nu ți-e frică să pleci de acasă. Deci trebuie să te ții cu mâna din asta, e nenorocire. Mă îngrozește că nu-mi vine să cred că există așa ceva într-un oraș. M-am văzut. E criminal. Partea aia la autos, aici tot așa mizeria asta, nu? Dom'le, dar e... V-am văzut și zic, să mai vorbesc o dată când mulțumesc de suflet. Doamne ajută, sănătate multă. Tot în weekend, Alexandru Băișanu a participat în public la expoziția kinologică internațională care a avut loc în parcarea unui centru comercial din Suceava. Și aici a stat de vorbă cu proprietarii unora dintre cele mai frumoase exemplare de câini. După cum știți, relația mea om-câine, om-cal e una specială. Sunt crescător și de cai și de câini, deci aici mă simt în largul meu. Domnul văd chiar aici câțiva pui care au fost frați cu căței mei, care acum sunt mari. Îi felicit pe toți cei care au puterea de a crește un animal pe lângă casă și sfătuiesc pe toți cei care au dragoste de animale să aibă curaj să adopte un câine, indiferent că e de rasă sau că nu e de rasă, pentru că relația dintre noi și ființele astea minunate nu poate aduce decât beneficii amândurora.